Ce s-a întâmplat cu cultura de porumb? Este distrusă. Distrusă de către turmele de misliți. Eu am de aia de Buzău, să-mi zic așa, nici o crescu frunze. Când au venit? Au început să vină de... În prima fază au venit, într-adevăr, când am însămânțat culturile. S-au venit când s-au însămânțat, s-au scos și de pe rând. Deci pe noi fost răsărite, dacă vreți să vă spun amănunțită. Da. Și pe urmă au început să vie cam... Dinainte de secere, deci de vreo două luni de zile facem noi chestia asta căpăzând, dinainte de secere, ori veni și au început să strice și grâu și porumbul. Deci undeva de 65-70 de zile noi facem pază. Cât sunt când vin? Sunt și 35 turmă, au fost chiar Ampoițan, domnul Ampoițan, eu am văzut 35 numărați. Deci efectiv eu vă spun că au oprit tractorul și au stat pe loc ca să nu răsoare. Și cum vedeți rezolvarea acestei probleme? Nu știu. Deci nu pot să spun exact că să va găsi o rezolvare pentru că sunt și interes. Am impresia că îți lăsați să se mulțească. Intenționat. Deci, credeți că braconajul goare? Ar fi o soluție? Nu, braconajul nu. Deci nu braconaj neapărat, ar trebui făcute goane de alungare, goane de înjumătățire, poate mai mult să fie împuținați la cât sunt pe zona respectivă, pe zona asta. Și credeți că vor fi despăgubiți oamenii? Nici într-un caz, nu au fost despăgubiți. 3 sferturi, o jumătate degeaba, că tot atâta. Nu au fost despăgubiți niciodată, cu toate că au mai fost daune de amărunte față de anul ăsta. Anul ăsta e... Anul trecut așa a fost și anul trecut aici la noi. De 3 ani de zile a început aici. Și anul trecut tot așa a fost dezastru și aici și în asta din coace. Dar... Nu, deci despăgubiți nici într-un caz nu să fie despăgubiți. Dar să știm despăgubiți, de ce să nu știm despăgubiți? Nu ne despăgubește nimeni, că am insistat și am făcut sesizări și au spus că trebuie să fie împrejmuită suprafața de cel puțin 4 hectare la un loc, să fie gardul nu știu cum, să fie... Sunt niște condiții intenționate să pute... Pentru ei, nu pentru noi, că lucrăm. 100% pentru ei. Da, mulțumim frumos! Plăcere!